În primul rând și în primul rând, bine ați venit! Așa. Argeșul ăsta e în județul Argeș, nu? Da. Este și Pitești? Da, dar suntem mai departe de Pitești, la Topolovin. Topolovin. Unii bagiunul ăla? Da, da. Te pui cu lumea bună. Cel mai important lucru, sau cel mai frumos lucru, sau cel mai adânc lucru, sau cel mai filozofic este să putem face distinția între ce înseamnă Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul din mintea oamenilor, Dumnezeul din cărțile de cult și Dumnezeul din viața practică. Dacă vom deschide Scripturile, vedem că Dumnezeu e bun și drept, veșnic și mântuitor. Are seitate, are atributii divine, poate face orice, face toate câte le poate, dar nu le face pentru că nu vrea, spune Sfântul Ioan Damaschin, urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Și, din punct de vedere scripturistic, el ne spune așa: eu nu vreau moartea păcătosului, ci doar să se întoarcă și să fie viu. Pe cel ce vine la mine, eu nu-l dau afară și n-am venit să judec lumea, vreau să mântuiesc lumea. Deci până aici stăm de vorbă cu Dumnezeu Tatăl, iubitor care își iubește fiii. Parabola fiului risipitor, apoi vorbim de bunătate, vorbim de milă, din delungă răbdare, de smerenie, de tot ce poate face Dumnezeu. Slavă îndelung răbdării tale, Doamne, spunem noi la patimile Domnului. Dumnezeu din cărțile de cult ne arată întotdeauna că calea de întoarcere e cea mai bună, adică dacă ai căzut în păcat, ridică-te. Și iarăși spune Dumnezeu, la filocalie, dacă urăști păcatul, iubești pe Dumnezeu, dacă fugi din păcat, te apropii de Dumnezeu și dacă nu mai faci păcatul, te-ai împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu din mintea oamenilor se ocupă cu dezlegarea cununiei, cu servici, cu examenul copiilor, cu vindecarea de boală. Deci ce este el, de fapt? Un ajutător al omului. Este un sprijin spiritual care vine în sprijinul omului și îl ajută ori de câte ori are nevoie. Deci de unii vorbim despre un Dumnezeu al bunătății, că tu ești împăratul luminii, tu ești izvorul bunătăților, tu ești tot darul de săvârșit la tine este Părinte Luminilor, tu pe heruvim te odihnești și ție slavă înălțăm și așa mai departe. Și Dumnezeul practic, pe care îl găsim în cartea de rugăciuni, în icoană, în candelă, în cruciurița de la gât, în anafură, în aghiazmă, în uleiul sfințit, în spovedanie, în împărtășanie și mai ales în dumnezeiasca liturghie. Ăsta e Dumnezeu care se vede și de care noi nu te putem lipsi, spune Nicolae Cabasila, marele liturgist și sfânt. Nimic mai presus decât Dumnezeul Scripturilor nu este Dumnezeul liturgic, pentru că mistic toți ne unim cu Dumnezeu, dar nu vedem. Liturgic toți ne unim cu Dumnezeu și vedem. Deci cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru El și El întru mine. Când ai luat împărtășania, știi că Dumnezeu e în tine. Și atunci noi avem nevoie de trei lucruri simple. Morala, care să ne lasă să ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie, adică o păstrare a acceptului de conștiință pozitivă, curată. O neadormire de conștiință, ca să nu cădem în păcate grele, mari, sau cum spune, de moarte strigătoare la cer, sau împotriva Duhului Sfânt. Și al treilea, avem nevoie de o credință cu fapte, pentru că degeaba luăm noi împărtășania dacă faptele noastre sunt contrare învățăturii de credință. Ce înseamnă învățătura de credință? Ce vrei să-ți facă ție oamenii făritulor? Ce vrei să-ți facă ție Dumnezeu fătul oamenilor? Nu judecați, nu fii judecat, vezi zbârna ta, nu țașcă altuia, din prisosul inimii vorbește gura, omul bun scoate cele bune din vestirii sale, omul rău cele rele. Și aici analizăm din punct de vedere credincios, cine poate ajunge la ușa raiului și cine nu ajunge la ușa raiului. Și pentru că am spus că e o diferență între Dumnezeu din cer, cel drept și aspru sau corect și blând și adevăr și dreptate, între Dumnezeul cărții, între Dumnezeul nostru personal,
și Dumnezeu, practic. Erau doi băieți care erau amândoi la biserică și pe lângă faptul că erau consilierii părintelui, erau și într-o întrecere tacită. Dacă unul aducea doi colaci, unul aducea trei, dacă unul aducea două colivi, unul aducea trei, dacă unul dădea 100 de lei, el l-a dădea 200. Numai să fie într-o concurență din asta neloială, discutată psihic în interiorul minții. Și s-a întâmplat întâi să moară chiar cel râvnitor, bogat. Și când a ajuns la Sfântul Petru la ușa Raiului, a zis: Doamne, avem aici un om plin de fapte bune. Și lasă că trebuie să-l văd. Și a radiografiat Dumnezeu sufletul și a spus: nu, pe ăsta îl trimiți în iad. Doamne, nu mai înțeleg nimic, nici nu trebuie să înțelegi. Judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre și gândurile voastre nu sunt ca gândurile mele. El va merge în iad. Dar de ce, Doamne? Pentru că acolo e locul lui. Doamne, dar uite, are atâtea fapte bune. Uite, e plin de fapte bune. Da. Ce spune în Scriptură? Ce faci nascuns în ascuns, îți iei plata? Nu fă din ochii lumii, nu fă din mândrie, nu fă din laude, nu fă din slavă de șart. Adică creștinismul practic trebuie să fie un Dumnezeu discret, nu afișat ca bannerle pe stradă. Tu n-ai voie să faci reclamă lui Dumnezeu. Dumnezeu își face reclama singur, văzând oamenii faptele voastre cele bune, îl slăvesc pe Tatăl cel din cer. Nu trebuie să te bați tu cu cum tot, eu sunt ortodox. L-a dat în iad pe acest creștin, pe Vasile, și a început să cărtească acolo, de să cutremura tot iadul. Și Sfântul Petru a zis: Doamne, dacă ai auzit ce face creștinul, lasă-l, măi, să liniștește, nu e nicio problemă, ce are de făcut altceva. De la o vreme, obosind și el de atâta cărteală și hulă, a zis în sinea lui: Doamne, poate am greșit și eu undeva, de-ai fost așa aspru cu mine. Chiar îmi pare rău. Și s-a audit glasul Dumnezeu în flăcările iadului: ce ai spus, Vasile? Vai, Doamne, ești aici lângă mine? Da, spune și psalmistul, de mă voi sui în cer, acolo ești, de mă voi coborâi în iad de față, ești la marginea mării, dacă mă duc tot dreapta ta, mă va povățui. Și atunci îi spune: Doamne, fac orice, numai scoate-mă de aici, să vedem cât poți face. Îți voi da un exercițiu simplu, dacă îl treci, eu sunt bucuros să vii la mine. Și a trimis un păian să-i trimită rapid o pânză în sus și în jos, ca să aibă pe ce surca, că sufletul nu are greutate la ei. Fără valoare, când e material, nu are valoare de astea măsurabile. Greutate, lungimi, lățimi, înălțimi, grosimi. Și a început să urce pe pânza aia de păian și Dumnezeu tot o scutura. Băi, ce faci tu acolo? Doamne, nu-ți divină eu? Iar, ăi, ce faci tu acolo? Doamne, nu-ți divin eu? Când era de acum ieșit deasupra flăcărilor, Dumnezeu întreabă: băi, uite-te și tu, băi, ce se întâmplă acolo, că se rupe pânza asta, că e subțire, nu e funii de vapor. Se uită în stânga foc, în dreapta foc, sus, Dumnezeu, mi-ai rămâne să uite în jos, n-avea curaj, era ău de foc. Totuși aruncă o privire în jos și vede că pe funia lui erau sute de suflete urcate după el ca să iasă la lumină. Și-o zis: Doamne, Doamne, am găsit cauza, nu eu sunt de vină. Nu spuneți de multe ori, nu eu sunt de vină, soacră mea, bărbatul meu, copiii, vecinul, cu tare. Dă-mi ceva să tai cu tine, norocit, să ăștia s-o sui pe funia mea și vor să vină la tine, nu știi că ai trimis-o pentru mine. Nu mai tăia nimic, stai acolo, egoist ai fost, egoist ai rămas. Zavistic ai fost, zavistic ai rămas. Invidios ai fost, invidios ai rămas. Rău ai fost, rău ai rămas. Mediocru și frustrat, mediocru și frustrat ai rămas. Nu-i nevoie, nu te-ai lecuit. Suferința nu ți-a ajutat la nimic. Dar deși, Doamne, dar deși, dar nu mi-ai zis tu că mă ierți, am zis că te iert, dar ți-am spus că îți dau un exercițiu. Exercițiul lui Dumnezeu între practica Dumnezeului din mintea noastră și cel real din carte și cel real din Scripturi și cel real din cer este bunătatea, omenia și dragostea. Vă spun vouă că acestea trei rămân: credința, nădejdea și dragostea. Și iar spune: roada Duhului este pacea, este bucuria, îndelung răbdare, smerenia, curăția, facere de bine, unor acolo acesta nu este lege. Și l-a lăsat în iad acolo, explicându-i Dumnezeu că n-are omul cum să se schimbe după moarte, dacă a plecat rău din viață. Aici trebuie să ne schimbăm, ca să ajungem dincolo buni.
Degeaba ai dat un veșmânt la biserică, degeaba ai făcut o strană, degeaba ai pictat o icoană, degeaba ai mâncat din potier, degeaba ai consumat oxigenul din biserică și ai ocupat un metru pătrat, dacă tu ai rămas la fel cu demonul în suflet și nu-l scoți afară. Trebuie răutatea scoasă din suflet ca să poată intra Duhul Sfânt în noi, să fim buni, drepți, blânzi, omenoși, prietenoși, evlavioși, credincioși, smeriți ca Dumnezeu. Amin și Doamne ajută! Doamne,